Printr-un parteneriat cu primăria Comunei Miroslava, Palatul Sturza a intrat în administrarea Consiliului Județean Iași. Autoritățile speră ca monumentul să-și recapete strălucirea de acum 200 de ani și să-l redeschidă publicului. Palatul a fost construit la începutul secolului al XIX-lea de către familia boierului moldovan Vasile Beldiman. Aici a funcționat Muzeul Etnografic al agriculturii Moldovei, ale cărui exponate de mare valoare ilustrează universul țăranului român din centrul regiunii noastre.